Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară, așa cum v-am obișnuit, următoarele 72 de ore, să vedem ce vă așteaptă ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni. Și minutele vă rog să le notați voi în comentarii. Bun. Vom face 3 variante, ca de obicei va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei care vă uitați, colectiv, în următoarele 72 de ore, evenimente importante. Varianta cu numărul 1, varianta cu numărul 2 și varianta cu numărul 3. Stați că am cam multe pachete de cărți aici. Bun. Haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta cu numărul 1. Bun. La varianta numărul 1, clar, în următoarele 72 de ore o să ai parte de o autodisciplină, să spunem așa. Aici este vorba despre un curaj, o autodisciplină. Curajul de a-ți recunoaște că ai nevoie de o autodisciplină, ok? Credință. Și mai mult decât atât, este sabia dreptății și sabia judecății, cartea asta. Și ceea ce văd în clar viziunea mea este vorba despre cineva. Posibil aici să ai de-a face cu cineva, pentru că sunt foarte multe săbi și la baza etalării. Aici sunt două povești diferite la varianta numărul 1, pentru că tu ești în energia ca femeie, în energia umilă, în energia în care nu există iluzie, în energia câștigătorului fără prea multe, ca să spunem așa, fără multă mândrie. Tu ești o persoană care a câștigat în viață și a ajutat toate persoane sau ai făcut bine, să spunem așa, ori ai reușit, fără mândrie, fără orgoliu, fără acel ceva în care toată lumea să știe sau fără a te duce să ciripești sau să spui tuturor că ai făcut gestul ăsta sau că ai făcut gestul ăsta sau... Nu, oamenii te știu pentru ceea ce ești sau oamenii te respectă pentru ceea ce ești, ori tu în sinea ta știi că ai făcut foarte mult bine și oamenii cărora le-ai făcut foarte mult bine, ori în ce domeniu ești tu, ok? Pe lângă asta e o energie aici care o să necesite în următoarele 72 de ore o autodisciplină, asta e energia masculină. Energia masculină o să afle în următoarele 72 de ore că are nevoie de autodisciplină datorită faptului că a fost un curaj aici de iluzie în a-ți face ceva. Persoana asta va cunoaște ce înseamnă autodisciplină din partea divinității, ok? Pentru că cineva a avut încredere aici foarte mare, exact, sorrow, lost valor, serendipity, ok? Cineva a avut aici curajul să-ți facă ceva, din câte văd. Curajul, ca să spunem așa, în care persoana asta nu a realizat. Este cineva care ori te-a înșelat, ori ți-a făcut, ori te-a trădat, ori te-a înjunghiat pe la spate în ghilimele și te-a trădat sau ți-a făcut un rău. A avut curajul să facă lucrul ăsta, dar în următoarele 72 de ore o să afle ce înseamnă autodisciplina. Ok? Și mai mult decât atâta, o să ceară credință, să spunem așa, sau o să creadă în divinitate și în forța divinității. Pentru că cineva a fost numai cu sabia la luptă aici. Cineva a vrut să facă foarte mult rău în timp ce tu ai stat ca o persoană umilă cu sabia în jos, nu te-ai dus la atac către nimeni, nu ai făcut nimic, persoana asta te-a atacat pe degeaba. Și aici vorbim despre faptul că există memorie. Există memorie. Și anume, exact cum spun eu, că roata justiției, pentru cine nu crede în Dumnezeu, oricum sunt legate una de cealaltă, karma este cea care te pedepsește. Și pe karma nu o poți înșela. Și cu ea nu poți discuta. Și ei nu poți să-i spui, iartă-mă. Karma nu ascultă de nimeni. Karma este un sistem divin pe care foarte puțină lume poate să-l înțeleagă. Este calculul tuturor faptelor tale sau a persoanelor care ți-au făcut un lucru bun sau rău, sau chiar și tu,
calculul la o anumită perioadă de timp, ca apoi așa funcționează viața. Așa funcționează viața. Ce ai făcut, roata aia, că de-aia se spune roata destinului. Tu vorbești cu Dumnezeu să te ierte, ok? Dar până nu-ți împlinești karma, el nu se poate băga. Pentru că a fost liberul tău arbitru. Pentru că tu ai făcut asta. Cineva s-a prefăcut că are credință în Dumnezeu aici când a făcut o faptă rea. Când te-a înșelat, când te-a trădat. Energia masculină către energia feminină. Cineva aici s-a prefăcut că... cineva aici e posibil să aibă tatuaje religioase și să mintă că a crezut în Dumnezeu. Nu poți să crezi în Dumnezeu să faci asemenea fapte. Pentru că aici ce văd cu sabia care este pătată de sânge, cineva are o pată foarte urâtă. Și nu este pătată numai de la tine. Persoana asta a mai făcut și altor persoane. Bărbatul ăsta a mai făcut rău și altor persoane, altor femei. Pentru că aici este vorba despre faimă, despre mândrie, despre stagnare. Și anume, mândria și dorința de faimă acestui bărbat îl va duce la stagnare definitivă pentru o bună, definitivă, pentru, nu știu ce am spus definitivă, pentru o bună perioadă de timp. Pentru că aici este vorba despre... revin la karma. Pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat legat de treaba sau karma. Sunt foarte mulți care râd și cred că se joacă cu viața. Nici jucăm cu viața. Și la o anumită perioadă de timp se întreabă, de ce ni se întâmplă lucrurile astea? Dar de ce pățim asta? Dar de ce? Dar de ce? Dar de ce? Pentru că ceea ce sădești, aia culegi. Asta e viața. E karma. Și repet, cu această karmă nu poți discuta. Pentru că nu te aude, nu te asculte. Este un sistem divin pe care nu-l poți opri. Roata nu o poți opri. Ea se învârte în continuu. Și exact, îți dau un exemplu. Ai înșelat, ai trădat, ai mințit, ai furat. Ok? Ea se întoarce cu ce ai făcut. Ai iubit, ai dat, ai fost darnic, ai avut empatie. Ea se întoarce și te răsplătește cu ce ai făcut. Ok? De-aia nu te poți juca cu acest sistem divin. N-ai cum să te joci. Niciodată. Și aici am de-a face cu o energie, din câte văd, masculină, care a crezut, răul i-a insuflat foarte mult curaj să facă o chestiune foarte urâtă către tine ca femeie. Ok? Și anume chestiunea asta urâtă, trădată, înșelată. Cineva aici, bărbat aici a avut foarte multă încredere și chiar dacă a trăit cu tine în casă sau ați avut o relație, căsnicie, nu cunoști bărbatul ăsta, ți-a făcut un rău, ori e vorba de o persoană obsesivă. Aici vorbim despre cineva care a avut tot timpul senzația că cineva te-a tratat ca și cum intuiția ta a râs când intuiția ta a fost corectă și ai spus adevărul și persoana asta a spus, dar n-are dovezi. Dar aici persoana asta o să vadă ce înseamnă karma și am și bilețele și vreau să trag un bilețel aici pentru asta. Cineva spune că toate persoanele l-au dezamăgit și tu ai fost acolo pentru el. Și am litera A. Ok. Cineva spune că urăște minciuna și tocmai persoana asta te-a mințit. Urăsc minciuna și tocmai eu te-am mințit, spune bărbatul ăsta ție. Ok? Deci cineva urăște minciuna, dar te-a mințit. Brănești. Cineva are casă la Brănești. George, sau vizitează o casă de la Brănești, ai farmece făcute de la vârsta de 13 ani, ai călcat în ele. Cineva spune, ți-am scris și ai văzut. Deci persoana asta ți-a scris, bărbatul ăsta ți-a scris, știi de el. Tu îi spui bărbatului ăsta, sunt sigur că te-au mințit ca să-mi poți face mie rău. Mai vreau două bilețele și încheiem, da, sau la trei. Aici a intervenit un bilețel, vreau o familie cu tine. Încă păstrez lucrurile tale.
Cineva încă păstrează lucrurile tale, Telorman. Căsătorie, persoana care ți-a făcut asta este o persoană care vrea să se căsătorească cu cineva sau este o persoană, un bărbat căsătorit. Am schimbat iala la ușă, cineva spune aici. Cineva a fost în Praga. Claudiu. Bărbatul ăsta spune așa, sunt un bărbat frustrat și complexat, am avut o traumă foarte mare la vârsta de 12 ani, am fost abuzat de el. Bărbatul ăsta a fost abuzat de cineva. Sunt șomer și mi-e rușine, deci un bărbat n-are niciun fel de loc de muncă, bărbatul ăsta care ți-a făcut asta, absolut nimic. Cineva îți comunică aici cu litera GM, nu se mai întoarce niciodată, nu mai plânge, dar este bine unde a ajuns. Aici clar e un mesaj de dincolo. Închidem fabrica. Aici mesajul ăsta o să ți-l dezvălui eu. Cineva aici a complotat, cineva aici a fost o instituție, o sectă, o chestiune foarte urâtă, o adunare de oameni. Închidem fabrica, firma se închide, în ghilimele, a unor persoane care ți-au făcut în frunte cu bărbatul ăsta. Bărbatul ăsta spune, nu am vrut ca faptele mele să schimbe viața ta. Aud, regretele sunt tardive aici. Tu ai iertat persoana asta. Cineva poate că se întreabă de ce ești singură și tu îi spui, sunt singură pentru că am ales să fiu singură. Cineva spune, taur sunt. Cineva este taur aici, bărbatul ăsta ori este taur. Urmează ziua mea de naștere. Îți mai aduce aminte? Posibil să ai de-a face cu o persoană din zodia pești. Ori bărbatul ăsta poate să fie pești. Pentru că din câte știu, ce urmează? Deci a fost vărsătorul, capricornul și pești. Urmează pești, da. Te-am filmat, ai avut o cameră în mașină. Continuarea ar fi pentru cine este valabil să-i trimis soțului sau soției. Nu scap de mine. Paranormal. Mama mea ne-a despărțit, mereu a avut ceva împotriva ta. Mircea, am rupt toate pozele cu noi. Bun, haideți să continuăm cu etalarea. Și înainte să pun biletele, trebuie să le amestec mai bine pentru că pentru etalarea 2 să nu le iau pe aceleași de la suprafață. Ok. Haideți să vedem despre ce este vorba aici. Pentru cei de la varianta numărul 1, următoarele 72 de ore, evenimente importante. Uite, autodisciplină, închisoare. Autodisciplină, sabia legii, sabia dreptății, poate să însemne, ți-am zis, karma, justiția. Și mai mult decât atât, cineva aici are 29 de ani. Ori la 29 de ani a mai făcut ceva. Cineva poate să aibă acum 36 de ani sau tu să ai 36 de ani. La 17 ani ai primit un cadou foarte important pentru tine sau ți s-a mânat de la divinitate o capacitate spirituală pentru care ai suferit foarte mult și anume în drumul tău în viață. Ai fost judecat, trebuie să iei o alegere acum ca femeie, o să afli cine este persoana falsă de lângă casa ta sau din jurul casei tale sau o persoană falsă care este de fapt o femeie, ok, și un bărbat. Un bărbat care are o mască și crede că nu este văzut, iar o femeie care stă în față și încearcă să-și acopere gura, ori are stilul să țină mâna în felul ăsta sau să facă poze de genul ăsta, selfie-uri. Dar bărbatul ăsta a fost văzut în spatele ei. Cineva intră în închisoare divină aici pentru tif. Uite. Tif. Hoț. Un bărbat care, din câte văd aici, te-a înșelat, te-a trădat, este însurat, te-a mințit, a avut o legătură cu ocupația și casa ta. Cineva nu și-a schimbat ocupația la timp aici. Cineva a făcut ceva rău aici, 20-24 de ani, 29 de ani. Cineva are un copil aici de 5-8 ani.
La ochii soare și casă. Vine o mare reușită pentru tine în următoarele 72 de ore. Divinitatea ia măsuri aici în privința unei persoane arătându-i ce înseamnă karma, pentru că cineva a avut atât de mult curaj să-ți facă atât de mult rău, poate persoana asta este căsătorită, te-a mințit, femeia respectivă sau plănuia, te mințea pe tine în timp ce plănuia să se căsătorească cu o altă persoană. Aici a fost o trădare foarte mare. Tu ai stat într-o energie umilă. Cineva aici n-are loc de muncă, cineva ți-a făcut o chestie foarte urâtă, te-a mințit, te-a folosit și apoi te-a abandonat. Și aici este sabia legii, și anume a karmei și a justiției, ceea ce reprezintă închisoare mentală, divină, zona eremitului, singurătate, ia și gândește-te la ce ai făcut, autodisciplină. Da. Ia să vedem, fals person. Litera 8. G. G. Gabriela, Georgiana. 4D. Cu D. Roata. Cineva ține de roată. Cineva ține de roată aici. N-ai cum să ții de roată. N-ai cum să ții de roată. Ea se învârte oricum. Se învârte oricum, uite, 5 de cupe invers. N-ai cum să mai întorci, să repari ce ai făcut, dar trebuie să intri în vortex. Ia să vedem roata. Știu cine e roata. Justiția. Roata și justiția. E vorba despre o întreagă comunitate, familie sau o întreagă gașcă de prieteni pe care tu ai avut-o, în care cineva din pește a stat în secret aici și te-a urmărit, un bărbat. Este și o femeie din Rac și un bărbat din Gemeni Balanță Vărsător și un bărbat din Taur. Justiția și 10 de cupe. Un vărsător pe care l-ai lăsat în spate și nu l-ai dorit sau nu-l dorești, ok? Tif. Ți-am spus, e o întreagă, va să zică, afacere, companie, în ghilimele. Probabil că aici cineva a furat dintr-o companie. Tu ești patroana și persoana asta a furat dintr-o companie sau bărbat, locul în care lucrezi tu. Dacă e firma ta sau ați colaborat împreună sau n-ai nicio treabă cu persoana asta sau ai cineva a spart o bancă? What? Un amanet. Chiar vă rog să lăsați în comentarii, sunt foarte curioasă. Cineva este zodia Rac aici? Bărbat din zodia Rac. Persoana asta face... S-a urmărit afacerea de foarte mult timp. El crezând că tu nu știi cine este persoana asta. Avea o femeie falsă care stătea în spate, ok? Dar de fapt ea este în față. Și mai sunt aici încă, este un băiat, un copil și încă o femeie. Uite-te, și el stă la mijloc. Și femeia asta a stat ascunsă în față și el în spate cu o mască, dacă observi. Vezi, ea și-a acoperit gura. Dar ține mâna în felul ăsta. Poate femeia asta chiar a fost cândva roșcată. Dar nu mai este roșcat acum. Vreau să văd mai multe respectiv. Cineva realizează aici că totul s-a terminat. Și anume, cineva ți-a testat intuiția când vine vorba despre o suferință pe care ți-a cauzat-o. Iar persoana asta înțelege care este puterea karmei și a divinității. Eu spun mereu și o spun și acum, pentru că cineva aici a furat dintr-o companie, dintr-o firmă, te-a trădat ca femeie, ori poate a fost o relație sau nu simt că ai avut o relație cu persoana asta sau poate ai avut, depinde, ea cum rezonează. A fost o chestie online în care cineva te-a folosit, un bărbat te-a folosit, te-a mințit, el de fapt plănuia să căsătorească cu altcineva, nu vrea să fie cu tine, dar bărbatul ăsta de fapt a sustras sume de bani de la tine sau ți-a cerut sume de bani pretinzând că are probleme financiare.
Cineva aici are un vechi istoric de a face lucruri de genul ăsta. Cineva ascunde cu ceea ce se ocupă, pentru că cineva aici de fapt nu are nicio ocupație. Este cineva aici care a călătorit și în străinătate. Cineva care este... Cineva se crede Bonnie and Clyde aici. Poate persoanele astea, cuplul ăsta se cunosc de 8 ani de zile. Dar aici cineva... Ia să vedem rezultatul. Am zis că cineva e taur aici. Rezultatul. Divinitatea i-a închis pe oamenii ăștia. 8 de săbi și poate a avut a face cu niște vecini foarte ciudați. O comunitate de vecini care pur și simplu au fost extraordinar de ciudați față de tine. Sau au complotat vecinii împotriva ta sau au făcut ceva de genul ăsta. Aici cineva o să vadă ce înseamnă puterea divinității, pentru că cineva nu mai are acces la divinitate aici. Cineva este blocat, nu mai are acces la divinitate. Exact cum am spus, atunci când intervine karma și justiția, divinitatea nu se implică, pentru că până nu ți-ai împlinit roata și nu ți-ai ispășit pedeapsa în karma divină, ok? Dumnezeu nu intervine, divinitatea nu intervine. Decât atunci când ești liber, exact cum ai fost liber când ai făcut la liber arbitru, că de-aia s-a dat liber arbitru. Faci rău sau bine? Și cum ai avut liber arbitru să faci acest lucru sau persoana asta să-ți facă ție treaba asta, ok? Când te eliberezi din karma și justiția divină, atunci îți poți face drum să-L cauți pe Dumnezeu să-ți ceri iertare și atunci la fel ai liber arbitru să te duci pe calea cea bună și să aștepți să te ajute. Să aștepți să te ajute. Cam așa funcționează divinitatea, pentru cine nu știe. Pentru că aici cineva a făcut niște pași greșiți față de tine ca femeie. Iar tu, poate a fost vorba chiar de o moștenire. Persoana asta ți-a luat o moștenire. Persoana asta a încercat să-ți ia o moștenire. Era vorba de o casă. Persoana asta a încercat să-ți facă ceva de genul ăsta. Sau cineva a încercat să ascundă niște acte de la o moștenire pe care tu aveai de foarte mult timp. Și a ascuns treaba asta. Pentru alții dintre voi... Aici e tare rău de tot. Tif, bărbatul ăsta, care are de-a face cu persoana asta falsă, femeia asta falsă, el nici măcar nu știe că el ceea ce face, ca să spun așa, că te-a trădat pe tine ca femeie, pentru femeia asta falsă, el nici măcar nu știe că femeia asta îl folosește și o să-l părăsească în curând, pentru că o să-i vadă adevărata față. Ce să-i facă fals personul Tif? Ia să vedem. Ce să-i fac? Copilul nici măcar nu este al lui. Are un copil și nici măcar nu este al lui. Copil, că văd doi de săbi, pot fi doi copii. Ea poate fi însărcinată acum. Posibil femeia asta să piardă o sarcină. Dar este o karma aici. Ia să vedem. Ce să-i facă first person? Unde s-a dus? O secundă. Este o femeie aici care tot instigă un bărbat la lucruri rele și mai mult decât atât împăratul invers. Bărbatul ăsta când nu mai are bani, femeia asta nu-l mai vrea. Pam, pam. Deci el o să descopere adevărata fața acestei femei în momentul în care el o să fie la greu și ea nu o să fie lângă el. Uite, trei de săbi. O să aibă o suferință atât de mare pentru că el s-a opus ca turnul ăsta să cadă. S-a opus să creadă vreodată, deși a văzut caracterul acestei femei de foarte mult timp. El a cărat aici o povară când vine vorba despre acoperirea acestei femei sau despre, ca să spunem așa, în a-i face, poate sunt un cuplu căsătorit, în a-i face pe plac cu toate lucrurile și în a face rău celorlalte femei din jur sau celorlalte persoane pentru femeia asta. Dar el o să afle în curând că această femeie este o trădătoare. E o femeie care iubește lux, o femeie care îl face să facă lucruri urâte pentru a-i aduce ei bunuri. Este o femeie falsă care ea mai are pe cineva. Și femeia asta l-a trădat pe hoțul ăsta, Tif, hai să-i spunem așa, sau pe bărbatul ăsta fals, l-a trădat cu cel mai bun prieten al lui. Cu
cine a trădat fals person pe tip? Cu cine are copilul? Deci femeia asta nu are copilul cu bărbatul ăsta, are copil cu cel mai bun prieten al lui. Doamne, 6 de cupe, poate l-a trădat chiar cu cineva cunoscut lui, cel mai bun prieten sau rudă de-a lui. Cine a trădat cu 6 de cupe? Da, cu cineva cunoscut, foarte cunoscut lui. Regele de săbi și pajul de săbi. L-a trădat cu o balanță, cu un bărbat din zodia balanță sau rac de scorpion. Cineva are luna în taur aici. Bărbatul ăsta nici măcar nu știe că femeia asta, deci tu ai trecut practic ca femeie printr-o situație aici în care un bărbat te-a trădat, te-a înșelat, te-a mințit, a sustras de la tine ceva, ori te-a folosit, ori te-a înșelat, ia cum rezonează. Iar el a protejat o femeie de care tu nu știai sau pe care o are în viața lui și a încercat să o țină, ca să spunem așa, ascunsă ca tu să nu afli. Iar femeia asta, de fapt, îl trădează pe el. Și el o să afle cât de falsă este persoana asta pe care o are lângă el și o să învețe ce înseamnă autodisciplină și o să învețe ce înseamnă credința și o să învețe ce înseamnă karma. Wow! Pentru că, din câte văd aici, femeia asta a manipulat o situație aici. Ia să vedem cu magicianul. Da! A manipulat, a jucat cu mintea acestui bărbat care este foarte vulnerabil. El a jonglat cu regele de cupe, cu cineva din rac pe scorpion, balanță, geme învărsător. L-a jonglat cu altcineva. De ce l-a jonglat cu bărbatul ăla? Ia să vedem. De ce l-a jonglat pe tip cu bărbatul ăla? Uite! Pam, pam! 3 de cupe, regina de cupe și 9 de săbi. De ce nu mai povești de triunghiuri amoroase? El a trădat pe bărbatul ăsta. Ok? Pentru că ea iubește alt bărbat. Și pentru că bărbatul pe care îl iubește nu o vrea. El este în relație cu altcineva. Poate l-a trădat chiar cu cumnatul lui, aud. Ori cu cineva foarte apropiat lui. Dar ea nu-l iubește pe el. Și de ce stă cu el atunci? Că e darnic către ea de aia. De ce stă cu el? Că în primul rând nu vrea celălalt bărbat. Că ea nu iubește să facă nimic din punct de vedere financiar și așteaptă ca bărbatul ăsta să-i aducă tot. Este un gold digger, o femeie gold digger. O femeie interesată doar de lucruri financiare. De ce stă cu tip? Femeia asta falsă. Uite, de bani, pentru că are liniște din punct de vedere financiar și pentru că se poate impune în fața lui, femeia asta controlează bărbatul ăsta. Și bărbatul ăsta o să se ridice cu foarte multă suferință în momentul în care relația lor se rupe și ea îi spune pa, ok, pentru că el o să aibă un foarte mare greu din partea karmei, din câte văd, și ea se retrage să de la o parte și o să spună, nu te cunosc. O să spună, cine ești? Nu te cunosc. Aici cineva o să aibă o realizare foarte mare. O realizare foarte mare. Că a avut încredere în cine nu trebuia. În cine nu trebuia. Aici două persoane care ți-au făcut rău ție ca femeie. Un bărbat mai exact, ok? Dar planul din secret a fost al unei femei. Două persoane își vor reevalua viața pentru că ce văd la persoana asta, sincer, eu văd că l-a iertat pe vreodată ăsta, iertat pe oamenii ăștia, pot fi din familia ta, pot fi prieteni, pot fi vecini, ea cum rezonează, pot fi fost colegi de muncă, cine or fi oamenii ăștia. Ideea este că oamenii ăștia te-au trădat, dar s-au trădat și între ei și l-a trădat femeia asta pe vreodată ăsta de la rut. Mai vreau o concluzie. Cea mai urâtă carte. Narcisism. Ce vrei mai mult decât atât? Narcisism. Nu știu dacă vezi. Narcisism. Prințul avar. Minte scurtă. Și ambiție.
Pe doar atât îți trebuie, nu? Doar atât ai nevoie. Aici avem de-a face, îmi pare rău să spun, cu o persoană limitată în gândire, dar care se ajută de narcisismul ăsta. Femeia respectivă este narcisistă. Și bărbatul respectiv este narcisist. El are o comunitate falsă în jurul lui. Toată lumea se bazează pe bărbatul ăsta, dar îl folosește. Îl folosește. Tu dacă ești bărbat și te uiți și ai plătit chestia asta, femeia care ești te folosește și te exploatează. Iar atunci când ți-e greu, deci femeia asta te vrea doar când ai bani. Când nu mai ai bani, nu te vrea. Și tu ai trădat pe altcineva sau mai multe persoane pentru binele acestei femei care de fapt doar te folosește. Uite, luna invers. Adevărul o să iasă la suprafață. Vărsător, balanță, rac, nicio victorie, pești, gemeni. Cuiva a fost frică că relația asta o să se ducă de râpă, pentru că așa și este. Așa și este. Dacă tu ești bărbat și te uiți, a treia energie care este bărbat și care te trădează femeia asta, este frică să iasă în spate să spună adevărul. M-am culcat cu femeia ta și copilul este de fapt cu mine. Este frică. De ce e frică? De ce că e mici 7 de săbii? E un joc! E un joc! O secundă. Deci e un joc. E o jonglare. Ce se întâmplă aici este un joc. Cineva se joacă cu mintea ta. Ca bărbat, cineva se joacă cu mintea ta. Deci, cineva aici... O secundă. Cineva aici se joacă cu mintea ta. Nu-ți spune pentru că aici este un joc și un interes financiar. Și nu-ți spune pentru că, în primul rând, nu vrea să-și asume să aibă grijă de copilul lui, de fapt. Care tu consideri că este copilul tău. Iar tu dacă ești femeie și ai de-a face cu un bărbat de genul ăsta, bărbatul ăsta trece prin situația asta. Da. Bun. Mai vreau să văd o concluzie aici sau o energie, mai bine spus. Mai vreau energie pentru varianta numărul 1 în parale 72 de ore. Ce se află cu luna invers? Cineva aici se minte în legătură cu relația asta. Nu este o relație veritabilă. Este o minciună. Cineva se minte. Se minte singur. Da. Cineva o să primească un foarte mare turn aici. Pentru că o să-și dea seama că de fapt s-a înșelat singur. Bărbatul ăsta s-a înșelat singur crezând într-o femeie care de fapt ea trăiește cu altcineva în secret. Steaua. Împărăteasa inversia va fi descoperită. Ea s-a considerat împărăteasă și ți-a vrut ție poziția ca femeie, a fost geloasă pe tine ca femeie. Ori a fost geloasă cu steaua pe fizicul tău, pe aparența ta sau pe capacitățile tale spirituale cu care te-ai născut. Împărăteasa invers cade pentru că ea va cădea în disgrație, din păcate, pentru că ea nu și-a creat stabilitatea ei sau viața ei sau... Eu spun întotdeauna, pentru cine are urechi să audă. Fiecare are frumusețea lui, fiecare are farmecul lui, fiecare vine pe lumea asta cu o misiune, fiecare pentru un rol. De ce să te uiți la altul și să fii gelos? Păi înseamnă că ai o problemă cu tine și trebuie să începi să rezolvi problema cu tine. Nu o să vină nimeni niciodată să-ți facă un rău dacă nu este de fapt în interior foarte distrus și complexat sau ca femeie, și ca femeie și ca bărbat, din păcate. Astea sunt traume, gelozii și invidii, astea pornesc din faptul că nu ești împăcat cu tine și vrei ce are altul. Vrei să fii persoana aia. Asta este o furie acumulată din copilărie unde doare dacă e întorcuțitul.
Și anume, aici mai bine să te doară o oră, 3 zile, 4 zile, ok? Pentru că altfel vei sfârși rău. Mai bine să doară persoana asta să-și înfrunte traumele și o să fie obligată pentru că vine turnul, pentru că ea a fost geloasă pe tine ca femeie, ea în loc să meargă să-și rezolve traumele pe care le-a avut, ea te-a ochit și a făcut o obsesie față de tine ca femeie. A treia energie. A făcut o obsesie. O obsesie. Obsesia femeii ăsteia, care e balanță, taur balanță, obsesia femeii ăsteia, care cade în părăteasa inversie, este o împărăteasă falsă. Ea a vrut să se folosească de... De fapt, nu știu ce și-a închipuit ea. Nu poți lua harul cuiva care s-a născut, nu poți lua darul cuiva care s-a născut, nu poți lua poziția cuiva, nu poți lua lucrurile astea. Fă-ți pentru tine dacă vrei să-ți faci ceva. Pune-te în valoare pe tine dacă ai cu ce. Și cred că ai cu ce, că fiecare are cu ce. Și de-aia venim pe lumea asta diferiți, ca fiecare să avem poziții și locuri diferite și joburi diferite și funcții diferite și scopuri diferite și așa mai departe. Mie îmi place să ajut oamenii. Eu iubesc să ajut oamenii. Eu sunt făcută pentru asta. Eu de asta am venit pe pământul ăsta. Eu de-aia sunt aici. Eu am empatie. Eu m-am născut cu empatia. Îți dau un exemplu ție ca femeie. Femeia asta care ți-a făcut asta. Femeia asta nu știe ce înseamnă empatie. Ea nu poate să ajute oamenii cum faci tu. Dacă s-ar pune în papucii tăi, ea nu poate. Ea nu are empatie. N-ai cum să ai empatie și să faci așa ceva. Niciodată, ever, ever. N-ai cum. N-ai cum. Aici e un mesaj dur, pentru că cineva va trebui să-și înfrunte toate traumele copilăriei, complexele de inferioritate, problemele, de ce a făcut asta, de ce a făcut o obsesie pentru tine, de ce nu se place, de ce nu se iubește, de ce... Eu întotdeauna spun, înainte să faci ceva, gândește de două ori înainte. Și 10 dacă e nevoie. De ce te simți așa? Înseamnă că eu am milă și de cei care fac rău. Voi mă cunoașteți pe mine. Pentru că și lor le găsesc niște explicații. Pentru că eu de multe ori spun că eu văd dintr-un alt punct de vedere. Eu sunt un suflet foarte bătrân. Ok? Într-un corp tânăr, dar sunt un suflet foarte bătrân. Eu văd din alt punct de vedere. Eu nu o să spun. Te acuz că ești cea mai... Nu știu cum persoană. Eu o să spun. Da, ce a făcut persoana asta. Dar o să spun că adevărul doare, dar te repară. Dar te repară. Pune mâna și reevaluează-te. De ce ești invidios sau invidioasă pe o altă persoană? De ce faci lucrurile astea? De ce? Aici vorbim de cineva care are o problemă. Femeia asta a fost geloasă pe tine care, sau poate tu care te uiți. Că am impresia că și femeia care are problema asta se uită la mine în momentul ăsta. Se uită. Și trebuie să-mi audă mesajul. Ai o problemă gravă. Ai o problemă gravă. Și clar o ai din copilărie. Și clar, dacă alegi tu sau nu, că nu-i alegerea nimănui, e liber arbitru. Vortexul ăsta în care o să intri, de reevaluare, și o să doară. Karma doare. Dar lecția te învață. Ok? O să trebuiască să te scoată fresh din asta. Pentru că tu ai o problemă. Vreau să știu de ce împărăteasa asta, de ce are probleme, deși eu le văd. Ea acuză pe toată lumea pentru problemele ei. Ea acuză pe toată lumea pentru nemulțumirile ei, de-aia nu ia nicio acțiune în privința vieții ei să facă ceva pentru ea. Ea vrea totul de-a gata. 10 de săbi ar fi în stare să trădeze oamenii pentru a avea totul de-a gata. L-a trădat și pe bărbatul cu care este ca să aibă totul de-a gata. Ok? N-a avut iubire de tată femeia asta. I-a lipsit iubirea de tată. Și asta doare foarte rău și aici înțeleg foarte bine. Sentimentul de abandon, sentimentul de frustrare, sentimentul de gelozie, de competiție și rivalitate. Da, sunt multe aici și ar însemna să încep cu o psihologie foarte profundă aici și nu o să fac o sesiune de psihologie, dar aici cineva o să trebuiască să apeleze la psiholog
pentru că cineva aici o să, am spus femeia asta, cei în balanță vărsător, o să risipească tot, pentru că aici vorbim despre cineva care are o obsesie foarte mare asupra întregii lumi și are impresia că trebuie să fie totul așa, că altfel că altfel ea se supără. Femeia asta este și bolnavă. Ea nici măcar nu știe că este foarte bolnavă. Îmi pare rău să aud asta. Ce victorie nu s-a avut aici cu 6 de bătăi invers? Ce cu marea preoteasă? Femeia asta secretă nu s-a avut o victorie. Și cu minciuna că ar fi copilul bărbatului ăsta, ceea ce nu este adevărat. Și dacă este însărcinat acum, nici acum nu este copilul lui. Ce victorie nu s-a avut cu echilibru și 5 de monede. Un săgetător aici n-a avut nicio victorie. Un bărbat din săgetător. Aici o combinație dură. Sunt mai multe persoane. Spânzuratul invers. Asta mai auzit și la etala trecută și nu o să repet, că cineva spune aici pa. Aici cineva regretă ce a făcut în trecut. Aici cineva o să regrete farmecele pe care le-a făcut în trecut. Am mai spus și în video trecut. Da? Și am spus, dar de ce am urât persoana asta? Dar de ce am făcut lucrurile astea? Uite, împărăteasa asta care să, cred că se uită la mine. Dar de ce am făcut lucrurile astea? Dar de ce? Dar de ce? N-ai cum să faci așa ceva unei ființe spirituale care a venit cu un scop aici. N-ai cum. Pentru că este o stea. N-ai cum. Și pentru că este protejată de divinitate. N-ai cum. Și pentru că ți s-a întors. Și tu ca femeie care te examine, femeia asta i s-a întors. Pentru că ea a avut o ură care n-a avut nicio explicație și nicio relevanță vis-a-vis de tine ca femeie. Totul este în ea. Problema este în ea și în capul ei. Și mai mult decât atât, ea a influențat persoanele din jur să-ți facă rău, inclusiv pe bărbatul ăsta, care el este victimă colaterală, doar pentru că ea a spus: eu nu vreau ca femeia asta să-i fie bine, pentru că eu mă simt complexată. Eu nu mă simt bine așa. Și a tot împărăteasa invers a căzut. Aici va fi nasol pentru ea, pentru că va fi părăsită femeia asta, va fi lăsată, pentru că femeia asta nu emană nimic sănătos, din păcate, până nu se vindecă ea pe ea și nu-și vede problemele. No way. Bun, varianta numărul 2. Ia să vedem. Mai trebuie să fac o mică continuitate la varianta numărul 1 și începem varianta numărul 2 mea, pentru că am mai avut o clar viziune vis-a-vis de varianta numărul 1 pe care n-am spus-o, că femeia respectivă poate fi căsătorită cu un bărbat, să aibă și un copil împreună, ok, sau copii împreună, luați cum rezonează, iar ea să fie cumva între rudele bărbatului ăsta, ea să-și dorească să aibă totul. Și cumva, dacă tu faci parte din rudele bărbatului ăsta, sau cum ești tu implicată în situația asta ca femeie, ok? Femeia asta a fost nemulțumită pentru că oricât de mult a vrut să ia, îți dau un exemplu, teren, casă, tot, moșteniri, a vrut să ia tot, că dacă nu ia, nu e fericită cu bărbatul ăsta și i-a făcut farmece și vrăji și l-a folosit ca victimă colaterală ca să distrugă, cum s-ar spune, familia lui și tot ce înseamnă rivalitate, ce ar fi putut să-i pună ei în pericol avuția. Dar femeia asta o să rămână fără nimic și părăsită și abandonată și are multe de învățat și de reparat, din păcate. Bun, varianta numărul 2. Aici vine foarte multă înțelepciune. Cineva învață să fie om, cineva învață sentimentul de părinte, ok? Eu aici văd patern, de tată, de tată, sentimentul de tată. Bunătate aud aici. Cineva o să gândească în felul următor aici.
Dacă eu sunt părinte și sunt părinte, sunt tată, cum aș simți, aici este tot o continuare, în primul rând am un mesaj, cum aș simți ca tatăl persoanei căreia i-am făcut rău? Dacă aici este vorba despre un bărbat care este părinte, el se gândește la tine ca femeie cum se simte părintele tău pentru ceea ce ți-a făcut ție. Ok? Pentru că aici cineva capătă foarte multă înțelepciune. Mai mult decât atât, dacă este vorba despre tatăl tău, reîntregește relația cu partea paternă când vine vorba despre bunătate. Aici se rupe ceva între tine și tatăl tău pentru că cineva, experiențele prin care ai trecut, a adus o înțelepciune tatălui tău sau ți-a adus, ca să spunem așa, l-a făcut să-și ridice aripile când vine vorba despre tine. Este ceva aici ce deschide o poartă. Ia să vedem niște mesaje. Nu sunt ceea ce crezi sau vezi. Eu sunt altceva. Deci poate nu ți-ai cunoscut tatăl cu adevărat sau nu s-a arătat. Na, acum vine 4 aprilie. Septembrie. Încă vorbești și cu alte persoane. Cineva merge la Costești aici. Are pe cineva acolo. Mihaela și Iuliana. M-a sunat în timp ce eram cu tine. Îmi pare rău că nu ți-am spus adevărul. Dacă ai de-a face cu cineva care a fost sunat pe a treia energie din ce era cu tine. Sunt încă plecat, o să ajung acasă joi. Voi sta definitiv, nu mai plec. Deci cineva este la distanță de tine și îți transmite un mesaj de la distanță. Croazieră. Te-am înșelat și asta sunt. Asta sunt, asta sunt. Ești superbă. Cineva te admiră foarte tare. Îmi plac hainele negre. Cuiva îi plac hainele negre aici. Poate să fie tipic bărbatului ăsta. 21 de ani aveam când i-ai spus despre noi. Persoana asta îți transmite că le-a spus tuturor despre tine, prietenilor, familiei și că sunt tare mândri de tine. Gruia. Ai găsit cartea? Leu. Cineva e zodia Leu aici. O zi. Iartă-mă, nu am vrut ca lucrurile să decurgă astfel. Cineva își cere iertare de la tine aici. Substanță interzisă. Cineva folosește o substanță interzisă. Afacere secretă. Nu știu ce să-i spun. Vreau să fie a mea pentru totdeauna. Nu vreau să te pierd. Nu știu. Un bărbat îmi spune aici, nu știu cum să o dau afară de în casă. Deci persoana asta nu pleacă. Mi-e frică să recunosc. Mi-e frică de judecata ta, că judecata ta este aspră. Mercedes. Cineva are un Mercedes aici, posibil chiar roșu sau negru. 30 martie 1986. Nu ți se pare că semănăm? Am fost rău cu tine, regret. 3 ore. În 3 ore primești un semn. Îți stă bine cu această culoare, te-am văzut. Te înțeleg. Îmi place de tine foarte mult, sâmbătă seară. Nu te contrazic. Deci cineva nu te contrazice că ai dreptate ceea ce spune intuiția ta sau ce știi. Îți mai aduce aminte când am dansat împreună? Cu prietena mea? Cineva spune cu prietena mea? Poate persoana asta te-a trădat cu cea mai bună prietenă sau cu prietenul meu? Mi-a plăcut acea seară cu tine. Sâmbătă, iar sâmbătă. E ceva cu sâmbătă.
vitamine și odihnă. Cineva are nevoie de vitamine și odihnă. Sunt foarte obosit. E una după alta. O să te caut. Persoana asta o să te caute. Acceptă să vorbești cu mine. Nu știu dacă pot să mai fiu ce am fost odată. Cineva are foarte multe probleme, vicii, traume. Eduard. Cineva are foarte multe probleme, vicii, traume, un anturaj foarte urât, a dus o viață foarte urâtă și spune că nu știu dacă mai poate să fie ce a fost vreodată. Suzana și Simona. Leu, 3 august. Cineva e pe 3 august aici. O să-i spun despre noi, am obosit deja. Balanță. Cineva o să spună unui balanțe. Urmează ziua mea de naștere, asta l-am și mai devreme, îți mai aduce aminte, deci ai dat face cu cineva din pești. Luna în scorpion. Cineva are luna în scorpion aici. Decembrie 21. Cineva e născut pe decembrie 21. Ori pe decembrie 21 a avut loc un eveniment. Mi-e rușine de adicția mea. Cineva este leu 2 august. Deci aici e un leu pe 2 august și un leu pe 3 august. De adicția mea. Adică cineva aici are o dependență de niște vicii. Și spune nu mai consum vicii. Deci cineva probabil că vrea să schimbe lucrul ăsta. 18 noiembrie 2017 s-a întâmplat ceva. Maria, Marian. Te voi suna în curând. Și aș da orice la o parte pentru tine. Nu dorm de 3 zile. Mă frământ cu gândul la tine. Culoarea galbenă spune foarte mult că cineva aici este bolnav. Uite, aici o femeie transmite unui bărbat ceva. Deci ce am văzut la varianta? M-am îndrăgostit de el. Chiar dacă te surprinde, îl iubesc. Acceptă asta. Bărbatul ăsta poate tu-i transmiți unui bărbat care nu acceptă că te-ai îndrăgostit de altcineva. Ori femeia asta s-a îndrăgostit de altcineva. Nu este fata mea. Am stat cu ea din milă. Știu cine este tatăl ei adevărat. Exact ce a spus cu e copilul. Mi-a fost milă de acest copil nedorit. M.M. Și G. George. Și G. George. Religie falsă, falsă aparență. Cineva este o sectă aici și religie falsă. Cineva aparent spune că are credință, dar nu are. Ne mai dăm o șansă? Liliana. Verișoară falsă. Prizonier. Cineva este prizonier într-o situație foarte urâtă. Robert. Vulpe. Robert ăsta este o vulpe. Împărțim terenul. Exact cum am spus când am început detalarea. Cineva îți vrea moștenirea. Cineva îți vrea lucrurile. Mă scuzați. Cineva îți vrea lucrurile. Tu ai suflet? Ai? Tu spui ca femeie cuiva aici. Tu ai suflet? Eram în fața casei tale la 4 dimineața, aveai lumina aprinsă, cineva te urmărește. Tino. Tim. Cineva are anorexie aici, din păcate. La graniță. Casa de la țară, vreau să o vindem. O posibilă sarcină și este blondă. Nu înțeleg ce am scris aici, nici eu nu înțeleg ce am scris aici. Îmi este foarte dor de tine, nu știu de ce ți-am făcut atâtea greșeli și probleme. Am foarte multe datorii, cineva are foarte multe datorii aici. Am meritat-o din plin, cineva spune am meritat-o din plin. Te spionez mereu, MF. Mi-e milă de ansă pe tine, te iubesc. Așa. Așa vrea să fie mai simplu. Aș vrea să fie mai simplu, nu este o decizie ușoară. Este greu.
Nu cred că sunt bun pentru tine, am prea multe probleme în viața mea, cineva spune. 37 de ani. Despărțirile sunt cele mai grele. Crezi că mai are rost să locuim împreună? Am ajuns ca doi străini. Două persoane aici se întreabă. Crezi că mai are rost să locuim împreună? Că au ajuns ca doi străini deja. Bun, haideți să trecem la etalare. Ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 2? În următoarele 72 de ore, evenimente importante. Bilețele le-am pus pentru că foarte mult dintre voi m-ați întrebat. Bilețele nu mai pui? Ba da, am pus. În următoarele 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 2, evenimente importante. O mare abundență. Vei avea parte de o foarte mare abundență aici. Este o reușită foarte mare. Este ceva la care te aștepți. Cineva o să rămână aici în poverty și are o îngrijorare vis-a-vis de o femeie care l-a trădat, pe care a ținut-o în mare onoare. Ok? Cineva este în disperare aici, cineva nu știe pe ce cale să apuce, este tot un bărbat. Un bărbat care a vrut să fie wealthy man, un bărbat care a vrut să fie bogat. Tu ca femeie, ia să vedem ce te așteaptă. Primești mesaje peste mesaje, mesaje peste mesaje. Cineva insistă foarte mult să vorbească aici cu tine, vrea să vorbească să-ți explice. Un bărbat aici vrea să repare situația și vrea să-ți explice. Și mi-a apărut ca tată, în primul rând, este relația cu tatăl tău. Este, a doua chestiune este relația cu Dumnezeu, pentru că el este tot tatăl tău, dacă vrei să fie tatăl tău și dacă nu, cumva ai ales alt tată. Care îți oferă înțelepciune și în sfârșit înțelegi cum să-L iubești pe Dumnezeu și în sfârșit înțelegi cum să iei contactul cu El. Și nu știu dacă am mai spus până acum sau în videourile mele. Cu Dumnezeu n-ai să poți niciodată să vorbești urlând prin rugăciuni, ok? Dumnezeu este în inima ta. Acolo este El. Acolo îl găsești. Și pe cu inima comunici cu El și cu Iisus. Cu inima. Cu nimic altceva. Ok? Îi adresezi ceea ce vrei, dar prin inimă. Dacă inima ta nu este deschisă sau dacă tu te rogi făcând lucruri rele sau pe Dumnezeu trebuie să-L iubești ca pe un părinte, ca pe ceva ce este parte din tine pentru că tu ești după chipul și asemănarea Lui. Asta trebuie să știe lumea. Ești după chipul și asemănarea Lui. Și atunci pe Dumnezeu nu-L poți trăda minții și să ai pretenția după să te ajute. Trebuie să vorbești din inimă cu El. Din inimă, să-ți știe inima. Pentru că El oricum îți știe gândurile și tot ce faci tu. Dar dacă tu tot bla 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 mecanic pentru a te scoate dintr-o situație doar când ai nevoie, nu că nu te aude, dar nu o să te asculte. Nu o să te asculte. Trebuie să te duci cu inima către El. Cu inima. Să-i arăți că-L iubești. Că vrei să fie în viața ta. Că ai încredere în El. Că vrei să mergi pe calea pe care El ți-o luminează. Ok? Foarte mulți dintre voi, nu dintre voi, dintre cei care comentează, dar comentariile alea nu le lasam spus din respect pentru ceilalți, pe care vă iubesc și vă pup pe toți. Foarte mulți spun, da, dacă trăiești religie, eu n-am vorbit de religie în primul rând, dacă trăiești credința de Dumnezeu, ce înseamnă asta, că există atâtea reguli? What? Adică, nu înțeleg. Din contră, nu ai nicio regulă. Dacă să fii bun e o regulă și așa greu de grea de împlinit, asta e singura regulă și nici măcar nu este o regulă, este ceva ce vine de la sine. Să fii bun și să iubești. Mare regulă. Mare regulă. Da, pentru unele persoane este. Ok? Nu este ca și cum... Adică Dumnezeu nu te iartă. Ba da, te iartă. Ba da, te iartă. Dar te așteaptă să-ți recunoști greșelile și să-ți deschizi inima și să-i arăți că-L iubești. Te iartă oricând, te iartă, ok? Dar am explicat la varianta numărul 1 că Dumnezeu nu are nicio legătură cu karma. El nu se bagă. Și îți și spune asta.
N-am fost eu acolo, a fost liberul tău arbitru. Pe mine nu m-ai întrebat. Cu mine n-ai comunicat ce să faci înainte. Eu ți-am arătat semne că nu e bine. Salut, mă iert. Aici este o să ai o abundență foarte mare, este o schimbare foarte frumoasă care se petrece la tine. Pentru foarte mulți dintre voi este... Pentru că văd că ai avut o perioadă foarte mare în care ai fost singură. Ia să vedem. Următoarele 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 2. Da, despre asta vorbeam. Ai avut o perioadă în care ai fost foarte singură pentru că ai avut o perioadă de creștere spirituală. Ceea ce oamenii din jurul tău nu au înțeles. Creștere spirituală, de a-ți vindeca mintea în primul rând, de a-ți vindeca gândurile, pentru că tu ai avut aici o relație cu o persoană narcisistă, o persoană care ți-a tulburat gândurile, mintea și așa mai departe. Ție ți-a trebuit o perioadă de vindecare foarte mare. Perioada asta de vindecare n-au înțeles o altă persoană și din câte văd, ai avut chestia asta, dacă deam panta să, pentru că erai vulnerabilă, să te acceseze și alte persoane, ca să spunem așa, de genul ăsta, dar tu ai închis poarta definitiv și te-ai izolat, într-un cuvânt, pentru că ai spus, eu trebuie să mă conectez cu divinitatea ca să mă vindec, eu nu trebuie să mai am treabă cu ce este în exterior. Și asta ți-a adus e victorie în vindecarea ta și vei afla în următoarele 72 de ore. Lecție învățată, aud. Lecție învățată și ai liber pentru un nou început. Pentru că te-ai dat cu curaj către divinitate și ai spus să-ți dea ce este menit pentru tine. Ok? Ai avut încredere în drumul ăsta. Ia să vedem victoria ta în următoarele 72 de ore. 6 de ore, poate să vii. Că ai lăsat, lași următoare 72 de ore tot ce a fost familiar pentru tine în spate. În primul rând, ia să vedem ce lași în spate cu 9 de bâte și moartea. Două femei, un bărbat, foarte autoritar. Lași în spate chestiunile serioase și persoanele care nu aduc nimic productiv în viața ta. Cu 10 de cupe poate să aibă legătură și cu familia ta, ori cu persoane, ori cu o familie întreagă, ori cu rude, ori cu neamuri. Ia cum rezonează, ce lași în spate cu 10 de cupe? Autoritatea cuiva, uite că am început tată, împăratul. Probabil că asta lași în spate. Ceva a încercat să aibă prea multă autoritate asupra ta, poate de acolo ți s-au tras traumele tale din copilărie. Și poate că ai înțeles, ori în sfârșit ai reușit să ierți, în sfârșit reușești să ierți. În sfârșit reușești să treci mai departe. În sfârșit te-ai dezlegat de această karmă. Poate că și relațiile din viața ta s-au bazat tot pe asta. Că a trebuit să îți vindeci trauma asta din copilărie, în care ai avut un tată foarte dominant, foarte autoritar, foarte posesiv, foarte și tu ai avut energia aia de a atrage energii de necesitate. De necesitate de iubire, dar ca să o mai spun pe față, să nu mai ocolesc, că ai avut un tată narcisist. Pac, am zis eu. Un tată narcisist. Și încă este persoana asta. Ori aici, deși cartea asta prima mă contrazice puțin, pentru că iar vrea să-mi spună că el a dobândit înțelepciune în timp. Și că el în timp a învățat simțul patern și bunătatea. El a cunoscut-o prin tine. Pentru că el a venit pe lumea asta... tu când ai venit pe lume, el s-a comportat cu tine ca un tiran și el stătea aici pe un tron, dar aici văd că s-a ridicat și are aripi și are și o lumină în frunte și a înțeles. Mai mult decât atât aud, nu o să spun asta. De ce lași împăratul ăsta în spate? Și cu 7 de cutie 10. Tu ca femeie poți te desparți de un bărbat cu care ai un copil și o să spui nu mai vreau să stau cu tine pentru că pur și simplu n-ai simțul patern, nu te interesează de copilul nostru, nu... ori că cam se pupă cu ce am spus la varianta numărul 1. Deși aici văd că
e puțin diferit. Un bărbat aici n-are nimic de oferit, în schimb vrea totul. Aici inversul la varianta numărul. El vrea totul din punct de vedere financiar. Și tu ca femeie aici spui, nu mai primești nimic de la mine. Pa, pa. Sunt o persoană independentă care a muncit pentru ceea ce are. Și cumva legătura de vindecare dintre tine și tatăl tău, cumva că s-a schimbat, el te-a ajutat și pe tine ca să nu mai primești astfel de bărbați în viața ta. Să te vindeci de acest lucru. Deci îl lași. Împăratul ăsta poate să fie berbec. Am auzit că dacă și regele de bute berbec, săgetător, am și fraierul. Cineva are luna învărsător aici. El poate să cadă și ca regele de săbii care are și luna învărsător. Vei vorbi într-o poziție de autoritate și putere. Și vei spune acestui individ, nu mai ai nicio putere asupra mea, pa. Și nici n-ai avut vreodată. Persoana asta este o persoană foarte slabă din toate punctele de vedere. Spiritual, energetic, over. Empty. N-are nimic de oferit. El arată doar ce vrea atât. Un bărbaș atent. Cu tenul deschis la culoare. De ce părăsești regele ăsta de putere? Are un copil secret cu altcineva. Da? Și pentru că descoperă adevărul și în sfârșit îți asculți intuiția. Mai mult decât atât, aud un mesaj aici, cineva de fapt... asta e un mesaj specific, nu o să fie pentru toată lumea. Aici de fapt afli că cineva este fratele tău. What? Ai un frate de care nu știai? Ai o soră de care nu știai? De ce nu știi? Cine ți-a ascuns treaba asta? Din partea tatălui, ok? Ai un frate de care nu știai sau o soră de care nu știai și afli. Ori aici va fi șocant pentru tine ca femeie să afli că un bărbat a venit în viața ta și tu nici măcar nu știi că bărbatul ăsta e fratele tău. Dar el știe, el de-aia a și venit. El a venit să se răzbune pentru că tatăl tău nu a stat cu femeia respectivă. Atunci nici măcar n-ai nicio vină, nici măcar nu știai lucrul ăsta. Da. Și mama lui poate să fie Taur, Fecioară, Capricorn. O femeie brunetă. Și bărbatul ăsta ce zodie? Poate să fie și el de pământ. Poate să fie și el zodie de pământ. Și e mai tânăr decât tine. Poate să fie Taur, Fecioară, Capricorn, berbec. El te urmărea de mult cu mama lui. Nici măcar n-ai știut că bărbatul ăsta este fratele tău. Cuiva i-a fost foarte greu să vorbească. Aici a mai avut și energia asta. Cuiva i-a fost foarte greu să vorbească. Cineva știe ceva și nu vrea să vorbească. Cineva știe că este fratele tău. Cineva știe că este sora ta, dar nu vorbește. N-a putut să spună. I-a fost greu să vorbească. Ori mama lui i-a impus să nu spui lucrul ăsta. Vreau să știu un lucru aici. Tatăl tău știe că îți poți ia, că da și nu ia, că nu. Nu știe. Că el a avut o aventură cu femeia. Nu știe. El nu știe. Dar femeia asta n-a uitat. Și te-a urmărit o viață întreagă. Și a vrut să se răzbune pe tine o viață întreagă. Dar ce vin ai tu? Ce vin ai tu? De fapt, te-a vrut să se răzbune pe mama ta și pe tine. Pentru că are un fiu din partea tatălui tău, doar pentru cine rezonează aici, vă rog, nu pentru toată lumea. Nu o forța să fie a ta dacă nu e a ta. Deci, poți să ai și un soră și un frate, dar eu mă frate. Femeia asta brunetă cu tenul mai închis la culoare, Taur, Fecioară, Capricorn sau Rac, ea a vrut să se răzbune și ea nici măcar n-a spus că ăsta este... Nu i-a spus tatălui tău că are un copil cu el.
Ori lui nu i-a păsat, a plecat și el a fost cu mama ta și a rămas cu mama ta. Și atunci bărbatul ăsta a venit în viața ta să se răzbune. Dar tu nici măcar nu știai că e fratele tău. Habar n-aveai. De ce ți-a spus bărbatul ăsta că e fratele tău? Și e frică să, sau poate cineva chiar este fratele tău și încă nici n-a apărut în viața ta și e frică să vorbească. A avut un conflict că starea ta financiară este foarte bună și el a suferit că mama lui n-a avut ce să-i ofere și a considerat că pentru că tatăl tău i-a părăsit, este vinovat pentru că nu a plătit pensia alimentară sau n-a făcut lucrurile astea și din cauza asta el a considerat că trebuie să răzbune pe tine ca și copil, să-l facă pe el să sufere pentru că lui nu i-a oferit nimic. Da, în justiție sau în proces, sau cred că n-a fost niciun proces, nimic între femeia asta care a cerut drepturi, ca să spunem așa, cred că ea nici măcar n-a cerut drepturi sau tatăl tău n-a răspuns la lucrul ăsta. Și aici s-a făcut un fel de conflict. Da, poate să fie taur bărbatul ăsta. Ce simte regele ăsta de bătă pe tine? Și cum că bărbatul ăsta... Uite, el simte relație de frate și soră. Dar știi ce e mai urât aici? Doamne! Iar pentru cine rezonează, nu pentru toată lumea, că el te iubește pe tine. Deci el n-a venit ca un frat, el te iubește pe tine și e o altfel de iubire. Aici e un centru de nu vreau să mă bag. Tu poți să fii zodie de foc și el poate să fie zodie de pământ și nu ți-a spus că e fratele tău, dar el știe că este fratele tău. Și culmea că el a avut cu tine. Și el a început să țină la tine. Și la un moment dat și-a dorit să fie cu tine, ce ciudat. Nu că intru într-o poveste, dar pentru cine să... Vă rog să lăsați în comentarii că e juicy ce e aici. Ok? S-a retras, a dispărut, bărbatul ăsta a dispărut pentru că a văzut că are sentimente pentru tine și că ți-a făcut foarte mult rău și el a considerat că nu ai meritat tot rău pe care ți l-a făcut pentru că pur și simplu n-a fost vina ta pentru ce i s-a întâmplat lui. Ok? N-a fost vina ta. Și mama lui, din păcate, s-a îmbolnăvit femeia asta. Judecata invers. Eu o compătimesc pe ea ca femeie pentru prin ce a trecut. Ok? Dar ea nu și-a nu știu dacă și-a refăcut sau nu și-a refăcut viața, că pare că da și nu, că mai are și alți copii, bărbatul sau poate să aibă mai mulți frați. Dar ea nu a acceptat, ca să spunem așa, să continue să fie, să-i fie bine. Ea a continuat să instige răutatea asta ca ție să facă rău ca și copil pentru a-l pedepsi pe tatăl tău. Ce face geasa de monede acum? E frică, are un conflict, nu trăiește bine, dezechilibru, îi pare rău de ce a făcut. Uite, ea este mamă. Și are o rivalitate cu mama ta. Poveste complicată aici. Ea te-a urmărit în secret tot timpul. Dar jocul s-a terminat pentru că ai aflat. Pentru altele dintre voi și tatăl tău poate fi gemeni balanță vărsător. Pentru altele dintre voi poate să fie o femeie care este căsătorită și a avut o rivalitate față de tine degeaba. Se va despărți de bărbatul ăsta până la urmă. Ea a făcut o obsesie față de tine, dar nici măcar nu știe că bărbatul care este s-a îndrăgostit de tine. El ți-a făcut un rău financiar, instigat de ea și apoi s-a îndrăgostit de tine sau se va îndrăgosti de tine. Karma. Și ea o să rămână singură. Wow, ce poveste la varianta numărul 2. Chiar să lăsați în comentarii, vă rog. Vreau concluzia aici pentru că de la varianta numărul 2. Concluzia. Concluzia este că cineva aici este în opoziție și în antipatie. Cineva a avut o antipatie față de tine și zeul ăsta se spune ție în felul următor. Pentru că aici este un zeu pe care tu îl admiri.
spune în felul următor. Că te debusolează să nu știi care este adevărul. Te debusolează când să fii rău, când să fii bun. Când îți dezechilibrează acea intuiție, ceea ce trebuie să vezi tu. Și tot timpul ai impresia că trebuie să faci rău, că așa este bine. Vezi că îți blurează viziunea. Asta trebuie să primești ca și mesaj. Și să înțelegi lucrul ăsta despre persoana de lângă tine. Sorrow. Și să nu mai porți ură și furie sau persoana asta să nu... Uite aici cineva trebuie să-și ridice... Cineva spune aici, mesajul cărții ăsta este în felul următor. Înainte să lovești cu pietre în altcineva și înainte să spui ceva despre cineva sau înainte să ai ură sau antipatie față de o persoană, ca să poți să treci peste lucrurile astea și ca să poți să te reevaluezi și ca să poți să te vindești și să nu mai fii lovit de viață, ok, și să plângi de milă, trebuie să fii sincer sau sinceră cu tine, să ai acel sentiment de rușine ca viața să te deblocheze din acel loc de săbi, și anume să-ți recunoști întâi faptele tale. Să recunoști faptele tale, să te vindeci și să mergi mai departe. Pentru că aici o femeie a fost foarte umilă și n-a ridicat sabia la nimeni. Și e un campion aici, o femeie un campion și te pup. O femeie un campion aici. Pentru că modestia și bunătatea și răbdarea este o virtute. Și aici ce urmează pentru tine ca și reușită este după ce persoana asta ți-a făcut atât de rău, va trebui să dea față în față cu oglinda și să vadă realitatea dură. Pentru că cineva aici a luat caracterul tău și felul tău de a fi drept prostie. Dar femeia asta o să îi ia foarte mult timp, dar va trebui să treacă prin umilință ca să înțeleagă ce înseamnă credință și ce înseamnă o viață liniștită. Eu spun de foarte multe ori, mândria și orgoliu te vor distruge în viață. Asta e un mic speech. Te vor distruge și pentru cine mi-a scris, ca să nu mai spun speech-uri, o singură persoană, pe canalul meu spun ce vreau eu. Nu-ți place, nu asculta. Deci mai departe. Bun. Eu spun speech-uri pentru abonații mei care mă ascultă și care au nevoie de sfaturile mele. Ego-ul și mândria te distrug. Și într-adevăr te distrug. Te distrug pentru că e ceva care te controlează să faci rău. Mândria duce la lucruri grave. Mândria într-o discuție. Mândria duce la furie. Ego-ul duce la furie și la lucruri pe care n-ai fi vrut să le faci vreodată. Bun, trecem la varianta numărul 3. Bun, am întors la varianta numărul 3. Aici este vorba despre o abundență și o sumă de bani foarte mare pe care o primești. E o reevaluare a unei situații. Aici se spune cel care dă, cel care te răsplătește, cel care are grijă de abundența ta, cel care... Ia să vedem. Clarificăm cartea asta. Aici este atotputernicul care te răsplătește. Da, da. Cu foarte multă independență financiară. Pentru că tu ai trecut aici prin ceva care a fost un țipăt al durerii. Ceva incomplet. O speranță. Uite cine ești tu. Femeia care a pățit lucrul ăsta aici, și am vorbit și la 1 și 2 și 3, tu ai foarte multă înțelepciune și aici și pentru cei care ți-au făcut lucrul ăsta, tu ești o zeiță, the golden empress, the golden empress, tu ești regina de aur și energia ta este de neînlocuit. Și persoane, adică ce vine către tine, abundența ta, potența ta, faptul că ești o persoană
capabilă, o persoană ambițioasă, o energie foarte puternică de lumină, o încredere foarte mare, un magnetism pe care nu ți-l poate lua nimeni. Prin tine a trecut o săgeată și cineva o să învețe că ești imortală. Deci aici persoanea, femeii căreia i s-a făcut rău ăsta este imortală. Immortal, auzi. Și mai aud că persoanele, pentru că aici am un vibe de niște lucruri, exact, corupție, rău, abis. Vreau să spun că aici cineva ți-a făcut lucruri oculte și persoana asta care ți-a făcut lucruri oculte a crezut că este nemuritoare. Dar de fapt tu ești împărăteasa, Golden Empress. Asta a fost o împărăteasă falsă care a ajuns cam așa. Sau o să ajungă cam așa. Pentru că ea vrea să apară în energia ta, dar nu se poate niciodată să apară în energia ta. N-are cum. N-are cum. Ea a vrut să se învăluie de energia și magnetismul tău. Dar n-are cum. N-ai cum să ai așa ceva. N-ai cum să înlocuiești energia, n-ai cum să furi energia cuiva, n-ai cum să-i furi magnetism, n-ai cum să-i furi harul. Mai vreau o carte pentru Golden Empress. Uite, rejection. Divinitatea a spus reject, stai acolo, reject. Ok? Cineva a fost aici curios, nervos. Cineva a vrut să știe, a vrut să aibă cunoștință despre lucruri interzise, despre împărăteasa asta, despre spiritualitatea ei. Cineva s-a băgat unde nu trebuie, în niște energii. Deci cineva s-a băgat cu cine nu trebuie. Și anume, anumite persoane aici s-au băgat cu o împărăteasă, cu o energie fantastică, care este aleasă de divinitate, ok? Și de Lord, de stăpânul cerurilor, de Dumnezeu. Și mai mult decât atât, a primit reject direct și consecințe după fapte. Pentru că dacă tu și vezi, justice, truth, duty. Pentru că aici vorbim de pentru că persoanele astea care ți-au făcut ție rău ca femeie și lucruri oculte, n-au înțeles că tu ești de fapt justiția, adevărul și că e datoria ta să fii împărăteasă și să faci lucru cu energie și că energia asta ți-a fost dată de sus ca tu să vii să faci bine cu ea. Persoanele astea au crezut că se ia de un oarecare, ok? Dar în jurul tău sunt, nu pot să spun câte energii sunt în jurul tău. Ce s-a luat de tine, să vedem? Uite, persoana care mi-a căzut la varianta numărul 1, care a avut doar curaj, dar tu ești energia. Ce s-a luat de tine, să vedem? E o femeie, dar este și un... Sunt două femei și un bărbat. Ok? Uite, două femei și un bărbat. Cine ți-a cauzat lucrurile astea? Ție ca fel de... Sorrow. Cineva care nu are valori. Adversarul uitat. El s-a luat de tine. Ok? Secrete, vigilență și o femeie. O femeie care, ea n-a înțeles cine ești tu. Tu tot îmi apar cărțile astea două. Umilință, compasiune, campion, încredere, magnetism. Tu apari așa în fața tuturor. Dar tu ești o forță divină. Asta n-au înțeles persoanele astea. Pentru că am avut un vibe aici și asta ți și vine ție ca răsplată, abundență și protecția oricum o ai. Și persoanele astea nu înțeleg de ce nu-ți pot face nimica, pentru că tu ai protecție foarte mare din partea divinității. Și mai mult decât atât, aici vine foarte multă abundență și răsplată ca cineva să înțeleagă care este de fapt poziția ta. Și care este poziția lor.
Mă doare 72 de ore cartea asta. Primești o informație foarte importantă. Uite, despre o abundență foarte mare care vine către tine. Primești... da. Și cuiva aici i s-au închis drumurile, fals person, persoana asta falsă, pentru că s-a luat de energia ta și pentru că a intrat în bula ta energetică și divinitatea a spus și energia ta înseamnă reject, direct, reject. Nu o clarificare pentru cartea asta. Deci persoana asta nici măcar nu știu darul tău din copilărie. Nici măcar nu știu cum ești tu. Nici măcar nu știau cine ești tu. Exact. Bărbatul ăsta care a vrut să fie un bărbat bogat. Dar aici au fost 3 persoane. El a crescut să fie bogat, să-ți ție energia și abundența ta, dar de fapt tu aici ești încununată din copilărie cu steaua asta și cu energia asta care nu pleacă, asta e misiunea ta. Următoare 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 3. Cartea asta o vreau. Uite, ai spus reject, divinitatea a spus reject direct, pa, pa. Deci n-are cum să te lege cineva, nu poate, prin orice face, nu poate, pentru că uite cine ești tu, justiția și judecata, femeia care, ori tu dacă tu ești ai făcut asta unei femei de genul ăsta, ok, este judecata și justiția. Și n-ai cum să faci lucruri oculte unei astfel de persoane, niciodată. Adică mai pe înțelesul tuturor, aici avem de-a face cu un lucrător într-o lumină ales de Dumnezeu. Cu un înger pământean, ceea ce cine s-a pus cu energia asta, a făcut-o rău. A făcut-o rău. Vreau să vă 10 de săbi și 8 de săbi. Un bărbat care s-a crezut împărat, dar este un cavaler de bâte și acum este frică că roata i s-a întors. Păi normal că i s-a întors, pentru că n-ai cum să te pui cu așa ceva. N-ai cum să te pui cu energia lasă de Dumnezeu să fie pe pământ să facă bine. Și mai este aici o femeie din gemeni balanță vărsător, pești, care plânge. Va plânge și va avea regrete. Femeia asta pierde o sarcină. De ce? 5 de săbi. Și 8 de monede pentru conflictul financiar pe care l-a creat. Femeia asta ți-a făcut un conflict financiar. Ți-a dorit căderea. Pentru că ea, în loc să trăiască în liniște și în pace mentală, n-a înțeles drumul și misiunea ta. Ea n-a înțeles ce faci tu. Ea n-a înțeles cine ești tu. 4 de săbi și una. Din cauza la farmece, o să pierdă sarcina, din păcate, pentru că farmecele pe care ea ți le-a făcut ție de legare, de pagubă financiară și așa mai departe, i s-au întors ei. Da, și-a făcut cu o zodie de apă, cu o femeie dintr-o zodie de apă. De ce prinde sarcina cu regina de cupe și mare preotea? Moartea și doi de pentacule. Nu o să intru mai multe detalii. Vreau să văd ce primești în următoarele 72 de ore cu această carte. Gesture Ward. Tu vei fi, cum s-ar spune, persoana care ai fost aici judecată greșit. S-au făcut lucruri oculte. Ai fost atacată în nenumărate rânduri. Tu ți-ai văzut de treaba ta. Tu vei fi doar răsplătită. Doar trebuie să stai că lucrurile vin către tine. Atât. Atât. Doar atât. Restul se ocupă energia din jurul tău, pentru că asta n-au înțeles persoanele astea. Că tu ai o protecție divină. Ai o protecție divină imensă. Și aici sunt o grămadă de energii care te protejează. Tu ești în sine o energie puternică. Tu ai o vibrație foarte sus.
Justy Ward în mătaj 72 de ore. Uite, împărăteasa. Persoanele astea o să înțeleagă că tu ești adevărata împărăteasă și nu este o laudă și o mândrie. Este poziția ta. Este Golden Empress. Este poziția ta. Ce victorie o să ai cu 6 de bute? Victoria ta este că tu nu ești o femeie materialistă. Ceea ce vine ca și material către tine și ce ai construit și ce ți-a fost luat, tu lucrurile astea materiale, tu le împărtășești cu ceilalți. Și mai mult decât atât, tu iubești ceea ce faci și împărtășești și ajuți oamenii cu ceea ce faci. Și cineva a vrut să te dezechilibreze aici, exact, dintr-o răutate. Și s-a pus cu o energie cu care nu și-ar fi dorit să se pună. Care va fi victoria ta cu 6 de bute în mutat 72 de ore? Just reward. Atât. Stai că vei primi totul. Foarte multă abundență. Fii atentă la vise. Oricum tu știi să fii atentă la vise și intuiția care ești aici pentru că ai capacități să vezi, capacități să auzi, capacități, o intuiție foarte puternică. Da. Da. Ia să vedem ce vei primi cu 4 de bute și 10 de mânie. Păi aici cade o fundație pe care alții au încercat să o clădească pe, adică au încercat să clădească pe o fundație șubredă și toată fundația asta o să le cadă pentru că persoanele astea te-au nedreptățit și te-au făcut lucruri oculte și au vrut să-și clădească fericirea pe nefericirea ta. Aici vine către tine, cred că e cineva dintr-o zodie de pământ mai tânără, vine către tine, primești niște informații. Ce primești cu 4 de bute și 10 de monede? Uite! 7 de bute și Marea Preoteasă. Divinitatea a spus care face lucruri oculte acestei persoane pentru că oamenii ăștia sunt hăituiți în vise, sunt hăituiți în somn, sunt în toate felurile făcuți pentru că divinitatea nu permite că oamenii ăștia s-au luat de o energie a luminii. Exact, persoane care ți-au urmărit abundența, au încercat să-ți ia abundența, au încercat să-ți ia lucrurile pe care tu le-ai clădit, persoane, uite, împăratul ăsta, pașul de săbii care te-au urmărit, berbec 5 de săbii în conflict cu diavolul, bărbatul ăsta este în conflict cu diavolul și îl întreabă, da, de ce nu mă ajuți acum? Pentru că nu te ajută, da, aia, 5 de săbii și îți face chiar mai mult rău, 5 de săbii și diavolul, îți face chiar mai mult rău. Te-a pus să faci rău și acum îți face și el rău. Pentru că eu am mai vorbit într-un video de-al meu și am spus ce face individul. Hai, curaj, curaj, fă lucrul ăsta, că eu sunt în spate aici. Și în momentul când ai făcut-o, nu mai e nicăieri. Te atacă și el. Aia. Și tu ești ca femeie justiția și judecata. Și aici un bărbat imatur sau mai multe persoane ți-au făcut lucruri oculte încercând să-ți facă probleme financiare sau încercând să te facă să rămâi singură sau încercând să-ți împiedice drumul când drumul tău e clar și știut, este de sus, este scris în cartea vieții, cum să spune. O să ai o mare victorie în următoarea 72 de ore. Aud aici zâmbete, râs, fericire, celebrare, sărbătoare. Mai întreba aici ceva. Și mai mult decât atât ai aruncat în aer persoanele astea din energia ta. Tu ai niște ghii spirituale atât de puternici. Și... ai niște ghii spirituale puternici că persoanele astea știu
persoanele astea știu că nu se pot apropia de aria ta sau de tine, pentru că aud aici ca și mesaj persoanelor le vin rău când stau lângă tine, pentru că ghizii tăi spiritual, dacă miros ceva necurat în legătură cu persoana aia sau dacă simt ceva care ar putea să te pună pe tine în pericol, le atacă instant. De multe ori te-ai întrebat de ce n-ai putut să ai o relație cu cineva și ai crezut că ai ceva, că e ceva tu ca golden empress, ok? Vezi că ghizii tăi spirituali nu permit decât persoanei potrivite care o să sosească foarte rapid în viața ta după ce ai încheiat acest capitol care a fost un dosar de împlinit pentru tine cu indivizii ăștia. Nu permit persoanelor false să stea lângă tine pentru că ele miros și văd. Și tu te-ai întrebat de ce tu nu faci nimic. Culmea că persoanele astea au crezut că tu ca împărăteasă singură le faci farmecelor. Tu nu le faci nimic, ghizii tăi spiritual se ocupă de protecția ta și mătură pe toți. Iar ei impresia că îți fac ție farmece ca să îți facă ție rău pentru că să te lovească, pentru că ei n-au cunoștință de unde vine puterea ta. De unde vine puterea ta sau cum poți să faci tu lucrurile astea. Și acum o să înțeleagă. Ori dacă tu care te uiți ai făcut asta unei persoane de genul ăsta, o să înțelegi. Acum o să înțelegi. O să cartea asta. Puterea ta este de neegalat. Deci ai o putere fantastică și o rezistență. Ai căzut, te-ai ridicat, ai căzut. Persoana asta nici nu știu de câte ori ai murit și ai renăscut. Clar nu. Clar nu. Exact. Aici o femeie este o golden empress. Este un înger pământean și este un suflet foarte bătrân și este venit pe pământul ăsta să ajute și cine a atacat aici o să aibă mari regrete, pentru că misiunea, cum aș spune eu, misiunea mea este să fac bine pe pământ, misiunea mea este dată de sus, nu o fac că mi-a venit mie ieri ca să citesc sau să mă informez de undeva. Eu n-am citit niciodată nimic despre lucruri spirituale. Eu așa m-am născut. Nu m-am născut cu cărțile în mână. Și am mai repetat asta. Asta este pentru voi vizual. Eu m-am născut cu aceste capacități de clar viziune, clar audiție, medium, ok? Și multe altele la care nu pot să le găsesc o denumire pentru că sunt... Am foarte multe. Și energia mea este mai puternică decât crezi voi. Dar nu este o laudă, este un exemplu ca etalarea de față, că oamenii au, de multe ori am primit mesaje, cum faci asta, cum poți să faci asta, cum, adică este ca și cum ai, încep să ai o gelozie pe o persoană pentru că de ce deține cap, nu poți să ai o gelozie, poți să te bucuri de persoana aia să te ajute, pentru că practic, eu pot să fac oamenii bine de diferite afecțiuni și boli. Eu ajut oamenii prin foarte multe metode. De ce să faci rău unui golden empress? De ce? Adică toți lucrătorii în lumină care sunteți aici și sunteți atacați în nenumărate rânduri. Experiența și toate chestiunile astea au fost misiuni pentru voi, ca să le știți. Și au trebuit încheiate. De ce? Să înțelegi. Tu, depinde dacă ești golden empress tânără sau, deși eu nu vorbesc cu cineva aici, vorbesc de la 30 și. Pentru că noi lucrători într-o lumină care am ajuns la o vârstă, îi ajutăm pe cei tineri care încă nu știu. Trebuie să învețe viața, ok? Și să știe de ce au venit aici. Dar dacă ești la vârsta asta, trebuie să înțelegi și ai înțeles. Nu că trebuie să înțelegi, ai înțeles. Acum ai o capacitate maximă și o energie foarte mare. O energie foarte mare. Ok? Și asta a fost atacul final necesar pe care tu l-ai permis pentru evoluția ta.
și pentru ultimul prag pe care l-ai atins. Și de acum încolo începe o fericire, o văd. E primăvară, e frumos, fericire. Ceva extraordinar, ceva extraordinar de frumos. Ia să vedem. Ce urmează atât de frumos pentru tine aici? Faptul că tu, ca și Golden Empress, împărăteasă de aur, tu poți să ai capacitatea să fii o persoană umilă și o persoană care își recunoaște propriile greșeli. Pentru că dacă suntem lucrători într-o lumină asta, nu înseamnă că nu mai dăm cu negru peste alb sau avem și noi greșelile noastre. Avem și suntem, până la urmă, suntem un corp de oameni, ok? Avem și noi lucrurile noastre. Nu suntem perfecți. În niciun caz nu suntem perfecți. Încercăm să ne adaptăm să fim perfecți, dar nu putem să fim perfecți. Din contră. Din contră. Mergem și până ajungem la o vârstă, avem atât de multe greutăți de dus, murim, renaștem și tot așa, și durerile noastre și suferințele noastre ne poate înțelege un muritor de rând. Ca să spun așa. Nu le poate înțelege. Nu le poate înțelege. O să ai parte de o creștere foarte mare. O să ai parte de înțelegere din partea comunității. Foarte multe persoane instabile și suspicioase vor înțelege în sfârșit capacitatea ta. În sfârșit vor înțelege că tu ești un vindecător și vor accepta lucrurile astea. Cum eu spun, sunt un vindecător și lumea trebuie să accepte lucrul ăsta. Aici vorbim despre faptul că este ca... Eu mă tot dau exemplu pe mine, pentru că cu cine vorbesc aici treci printr-o situație în care ești la nivelul ăsta și ai fost atacată, iar persoanele care te-au atacat s-au primit reject din prima. Pentru că este ca și cum, nu știu cum să spun, tu ajuți oamenii și cineva încearcă să-ți facă rău. What? De ce? Adică să încerce să spună piedică în drum. N-are cum. Nu există. Post o etalare foarte profundă în seara asta și varianta 1, 2 și 3. Și mie una sinceră mi-a plăcut. Și mai vreau o concluzie aici pentru varianta numărul 3. Următoarea 72 de ore. Tu n-ai așteptări de la oameni. În niciun caz. Tu ajuți oamenii. N-ai așteptări de la ei. În niciun caz. La tine nu e vorba de așteptări. La tine e vorba despre ocupația ta vis-a-vis de comunitate, vis-a-vis de oamenii pe care îi iubești și îi ajuți. Faptul că ești remunerată pentru ceea ce faci este pentru că așa este normal. Dar așteptări tu nu ai să trăiești într-un mediu în care să spui eu pun banii pe primul loc, ok? Dar ocupația mea e falsă. Este ca și cum aș duce la un birou și aș butona niște butoane și la taste și la calculator și așa, o fac și pe asta, și să treacă mai repede ziua, da, să ajungă weekendul, să-mi iau salariu și pe... Nu, tu pui suflet în ceea ce faci și asta e misiunea ta. Și se spune că în viață, dacă vrei, neapărat dacă ești o persoană spirituală, dacă vrei să ai succes în viață și să te ajute Dumnezeu pe partea asta, trebuie să pui întâi pasiune în ceea ce faci. Și să nu te gândești la profit, ok? Trebuie să pui pasiune în ceea ce faci. Bun, atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 3. Acesta a fost video din această seară. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.